Gustav, mă bucur foarte mult că ați acceptat provocarea mea și am îndeplinit împreună acest calendar de Crăciun frumos. Sper că v-a plăcut activitățile. Acum o să răspundeți la întrebare. Care activitate v-a plăcut cel mai mult din toate care le-ai făcut? Jocul. Altcineva? Pentru că am făcut și ziua cu ceai, am servit, da? Da, cu ceai. Și-a spus că nu știu Crăciun, nici fiecare, nici activitate. Pentru că am o surpriză la care ați scris veriti dorințe și l-am și pe toate apropo și am văzut. Eu mă bucur că în scrisorile voastre ați scris în special că vă doriți sănătate, vă doriți părinți sănătoși, vă doriți rezultate bune la învățători. Învățători, știți că eu am știut fiecare scrisoare și chiar m-a impresionat ce ați scris voi. Și imediat am spus că o să mă strădă și că o să vă găsesc frumos ca să vă aduc în unitate. Vă doriți sănătate, sănătate părinților, realizări frumoase la învățătură. Asta chiar m-a impresionat. Și unii copii chiar au scris că îmi doresc chiar lucruri bunătate, da? Lucruri frumoase pentru voi. Din, tocmai în această cauză m-am gândit eu că meritați cât e o mică surpriză la finalul calendarului. Sper că o să le folosiți cu drag. Deci, în primul rând, vreau să mulțumesc sponsorilor care au acceptat ca să ne încheie pentru fiecare copil, decât așa un pachet cu daruri pentru voi, cine e în Moldova. Am apelat la ei și fiecare dată sunt foarte binevoitori și mi-au oferit pentru fiecare câte un mic dar. Eu sper că o să vă bucurați de el și o să-l folosiți, pentru că aici sunt special rechiziții, o să-l folosiți cu drag, o să-l folosiți în scopuri bune. Și o să vă străduiți în semestrul 2, să fiți mai activi la activitățile propuse și o să pregătești în semestrul 2 ceva deosebit. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți elevi special și buni. De asta și v-am hotărât să vă dau darurile. Că, într-adevăr, sunteți niște elevi foarte buni. Okay.